Bună dimineața, dragii mei! S-a făcut de marți, o zi mai posomorâtă de dimineață astăzi. 19 grade arată termometrul de dimineață. Răcoare și pe parcursul zilei, maxima prognozată de cei de la meteo undeva în jur de 22 de grade. Minima zilei de astăzi undeva în jur de 16 grade. Încă suntem sub atenționarea de cod galben, care este valabilă până la ora 10. Ce s-a întâmplat ieri, probabil prin județ, fiecare acolo unde este a văzut. Au fost ploi, au fost și lucruri mai puțin, au fost și grindene, au fost și averse, ploi cu cantități mari de apă, dar lucrurile se pare că au fost cumva oarecum în regulă astăzi, spuneam 22 de grade și mâine sunt temperaturile la fel, nu sunt ridicate, un maxim undeva în jur de 24 de grade. Astăzi, pe parcursul zilei de astăzi, doar cer acoperit de nori, posibilități la fel de descărcări electrice, averse de ploaie, toate pe parcursul zilei și toate aleatorii undeva în județul Suceava. Vremurile. Vedem noi acum că sunt, cât de vreme știm. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Ceva mai răcoare, ceva mai bine pentru... Parcă mai bine. Parcă da. Mai bine pentru mulți dintre noi. În schimb, am înțeles că aseară au fost oarece probleme în partea de la munte, în județ, în sensul că au crescut un pic apele, nu au fost știu eu, situații ca cele înregistrate în urmă cu două săptămâni, în schimb au creat ceva emoții autorităților, în sensul că nivelul apei a crescut destul de mult, dar în final totul a fost ok, este ok, așa că... Da, avertizarea chiar am văzut-o, a fost... Această zonă era chiar... O avertizare de cod portocaliu a fost ieri la un moment dat, undeva în zonele, nu știu, Moranică, cum se spune, ceva Măzănăiești, în zona așa pe aici, pe lângă Suceava, să spun, nu foarte departe de Suceava, a fost o avertizare de cod galben, acolo vorbeau de averse de ploaie care puteau să ajungă până la 40-50 de litri pe metru pătrat și asta deja putea fi, mă rog, pentru culturi, pentru oameni, pentru putea fi îngrijorător. Ce s-a întâmplat o să vedem astăzi, încă n-avem în presa de asta, nu știu dacă avem, nu se vorbește, dar probabil că lucrurile nu au fost chiar atât de complicate. Pe care le-am văzut încă de aseară arătau că sunt la limită, sunt la limită, oamenii erau în alertă, dar nu a fost depășită acea limită. Ciudată, foarte ciudată vara. Că, cum se spune, vară? E vara asta? Că e vară, cumva. E vară. Cumva vara. Am avut și canicul, am avut și sărbători, am avut de toate, dar ciudată. Manifestările astea, ploaia a fost nalipsit, grindină, turnete, averse, adică am avut manifestări de astea pe care nu le-am avut de mult, adică eu chiar nu țin, și am vreo 2 anișori, nu prea țin minte așa să se manifestată la modul ăsta vremea de ceva timp. Poate nu ține o minte, dar de ceva timp cu siguranță n-a fost la modul ăsta. Adică erai învățat ceva primăvara, ploi, scutură, face, aia vara mai liniștit, așa un picuț, pe aici, pe acolo, câte o răcoreală și cu asta basta, dar averse, ploi, ce s-a întâmplat la Humor, Voroneț, cu inundații, cu, nu știu, ape învolburate, acolo se întâmplă mai tot timpul, dar zic așa, adică parcă nu-ți vine să crezi. Într-adevăr, alternanța aceasta de fenomene extreme, de la caniculă la averse importante, cu manifestări chiar violente la un moment dat, este ceva nou pentru această zonă, într-adevăr, dar mai este și aspectul legat de faptul că mediatizarea din ultima perioadă ne dă posibilitatea să aflăm ce se întâmplă în tip real în majoritatea localităților și accesul la informație poate provoca stări din acestea de, știu eu, măcar de noutate, dacă nu de confuzie. Au fost, din nefericire, suntem într-o zonă unde astfel de fenomene au loc, în sensul că întotdeauna apele de pe versanți trebuiau să ajungă în râuri și întotdeauna aduceau în cale tot felul de situații, creau tot felul de situații. Să nu uităm că județul Suceava nu a fost ocolit de către tot felul de probleme de acest fel. Numai în 2008, dacă mi-amintesc bine, râul Suceava a creat mari probleme în localitățile de munte de acolo. Chiar în acest an, ceea ce s-a întâmplat la Gura Humorului, cum am mai spus-o, din punctul meu de vedere, s-a întâmplat mai degrabă
ca o reacție la activitățile, la acțiunile omului, decât știu o să fie ceva nou. Acolo este o zonă inundabilă unde s-a construit. Localnicii cunosc ce se întâmplă, dar la un moment dat apele care se adună pe versanți trebuie să coboare undeva. Coboară pe acolo pe unde știe apa că are drumul său. Dacă întâlnește în cale tot felul de obstacole, de regulă construite de mâna omului, asta e situația, efectele sunt cu atât mai negative. Ideea e că, așa cum spuneam, cei care ne administrează, cei care, știu eu, într-un fel sau altul, sunt răspunzători și de viața oamenilor din acele zone, de la aceste autorități aștept, măcar în perioada următoare, planuri concrete care, odată, să împiedice construcțiile în zonele inundabile, în zonele care la un moment dat ar putea crea astfel de probleme, de situații. Pe de altă parte, regularizarea râurilor din județul Suceava și protejarea la astfel de evenimente, la inundații, trebuie să fie o prioritate pentru administrația județului. Altfel vor fi create tot felul de situații, se va ajunge la tot felul de situații, pentru că circuitul apei în natură nu este unul pe care nu-l poate controla omul, știu eu, în situația aceasta, sau fără un plan hidro foarte bine pus la punct. Și din acest punct de vedere se simte nevoia unor măsuri, a unor planuri, a unor proiecte care să dea siguranță mai mare cetățeanului. Da, să spunem că dacă în zona de munte unde trece râul Suceava, da, pe Valea Sucevei, în urmă cu ceva ani au mai fost făcute tot felul de lucrări de regularizare și s-a văzut în aceste zile, când a plouat foarte mult, că lucrurile au fost ok, se simte nevoia unor asemenea lucrări și pe celelalte râuri din județ. Da, într-adevăr, sunt lucruri de făcut. Unul din lucrurile pe care le spunea noua administrație județeană era într-adevăr legată de apărări, de mal, de investiții făcute în zona asta, pentru că, într-adevăr, lucrurile stau cam așa. Și eu mi-aduc aminte și tot o povestesc aici și tot am spus un lucru pe care, pentru că tot suntem țară europeană, încă, eu știu că mai rămânem, dar încă mai suntem țară europeană, sau un membru a Uniunii Europene, europene, când mergi în afară și vezi în afară, semnând în afara granițelor României, și vezi tot felul de investiții de astea de făcute acolo, știi, și zici, băi, tata, adică de ce la ei se poate și la noi nu. Am văzut, spre exemplu, în Germania, cred, la un moment dat, după ieșirea, după ce vezi, treci un pod, Dunărea și așa mai departe, mă rog, acolo e digul de la margine, făcut o zonă îndăguită foarte puternic, foarte bine făcută. Cota este foarte ridicată acolo, să spunem, a apelor. Cel puțin în perioada în care trecusem eu, că era justificat, că nu, că erau inundații sau nu. Cert este că, dincolo de dig, vorbim la o diferență de nivel semnificativă, undeva la baza digului, să spunem, erau case de locuit și apa era aproape sus la dig. Și am spus atunci, băi, tată, deci se poate, dacă chiar vrei cu adevărat să faci un lucru de calitate și să faci ceva, se poate. Trebuie doar să vrei să faci ceva. Sau am văzut în Olanda, știi, povestea aia, când apa trece peste drum. Că de obicei, drumul trece peste apă, mă rog, motivat de pod, știi? Dar apa trece peste drum și nu numai că este și canal navigabil, pentru că pe apa aia care trece pe deasupra drumului, știi, mai este și mai merg și vapoare și eu știu ce mai merg pe acolo. Vapoare, sensul, nu știu, iahturi, bărci și ciofiele, da? Adică e ceva de genul ăsta, știi? Și la noi n-am reușit să facem îndiguiri care să permită siguranța cetățeanului să fie prioritară. N-am reușit, că nu reușim, dar n-am reușit mai nimic. Nu știu, drumuri, nici tu, nimic. Te uiți la drumurile județene, sunt așa cum sunt, vai de mama lor. Se întâmplă ce se întâmplă pe drumurile județene. Dimineață vorbeam și avertizam despre pericolul pe care îl suportă, știu eu, drumurile din județul Suceava. Din nefericire, în fiecare zi avem parte de tot felul de evenimente, care mai de care mai tragice din nefericire. Știi cum e ceva de genul ăsta, ne chinuim în fiecare zi să ne menținem pe prima poziție din România și pe primele poziții, probabil, și din Uniunea Europeană.
la capitolul accidente rutiere grave și foarte grave, dar facem asta pentru că drumurile sunt așa cum sunt, administratorii drumurilor sunt așa cum sunt, nu le pasă. Nu avem căi, drumuri foarte aglomerate. Acum, dacă mergi, nu știu, pe timpul zilei, hai să nu folosesc neapărat ore, dar de dimineață, dacă o iei la 9-10 și începi să mergi toată ziua, dacă mergi pe drumurile județene sau pe drumurile naționale din județul Suceava, este o aglomerație incredibilă. Și cu toate astea nu se, sunt accidente grave, foarte grave, dar nimeni, spuneam, diriguitorii nu fac ceva în sensul ăsta sau n-au făcut ceva, sperăm să se facă de acum încolo, pentru ca lucrurile să fie altfel. În presa de astăzi, de obicei, de regulă nu discute așa ceva, dar în presa de astăzi imagini de la accidentul și, bineînțeles, vorbe despre accidentul de ieri de la Milișăuți, un accident foarte grav, spun de el, pentru că am trecut pe acolo și tu la fel, nu mi s-a întâmplat niciodată și conduc de ceva timp să trec pe acolo. Incredibil ce poate face viteza, neatenția, și într-o clipită, într-o clipită poți ajunge, știi, să te întâlnești cu creatorul fără să-ți fi propus așa ceva. Tânăr, 21 de ani, o mașină puternică pe care n-a reușit să o stăpânească, mașină cu volan pe dreapta și spuneam, mergeam spre Rădăuți la un moment dat și tot așa o mașină cu volan pe dreapta, evident descapotabilă, ca să folosesc o expresie mai celor mai în vârstă, o decapotabilă, care depășea mai tot, nu conta cum, dacă avea siguranță sau nu, depășea tot, pentru că de până la urmă era omul cu decapotabilă și cu o marcă de asta, de figură așa de mașină, știi, și nu i se putea întâmpla nimic, știi, la Doamne ferește. Deci cam așa stau lucrurile, din păcate, și pe drumurile noastre toate, așa stau lucrurile și în ce privește investițiile astea în infrastructură, că vorbim de infrastructură, că este cea rutieră, că infrastructura din zona apelor, că toate astea țin până la urmă de siguranța, de siguranța cetățeanului. Din păcate, așa stau lucrurile. S-au terminat zilele Sucevei. Primarul l-am văzut mulțumind tuturor celor care au participat la această manifestare. Zilele Sucevei 24-26 în parcarea unui mall, de ce spun asta o să vedeți imediat, din municipiul Suceava. Dar a fost un soi de competiție în zona aia mall-urilor din Suceava, pentru că mai toată lumea, dacă primăria în parteneriat cu unul dintre mall-uri a făcut zilele Sucevei, mă rog, acolo și acolo au fost de toate, au fost, așa ne-au mintit și de vremea bâlșurilor, după de când eram noi tineri și frumoși și extraordinari. Ceilalți de la celălalt mall, e vorba de Iurius Mall și Shopping City, cei de la Shopping City au făcut și eu manifestare care s-a numit altfel, cum i-a zis ei, Festivalul Verii, care a fost în aceeași perioadă și, bineînțeles, a avut și unul și celălalt, mici, cârnați, bere, cât în cape, tot felul de mașinuțe, ce știu eu, tot felul de astea pentru distracție, pentru copii și pentru, nu neapărat pentru copii, adolescenți și chiar maturi. Au fost concerte, dacă la mall a fost cei de la Cargo, în partea asta altă a ajuns Lidia Buble, Deep Central și Ion Palade, artiști locali, Festivalul Verii și tot acolo a fost ziua universală a EA, sărbătorită în celălalt acolo la Shopping City. Adică așa o competiție, până la urmă, da, competiția creează progresul, știi? Până la urmă, sucevenii au avut posibilitatea să aleagă unde vor să meargă, stare vor să participe și în felul acesta a fost ok în final. Atât timp cât tot mai mult, știu eu, organizații din mediul privat încearcă să vină în sprijinul administrației locale, în sprijinul primăriei pentru organizarea unor astfel de evenimente, degrevând, practic, de anumite cheltuieli importante la un moment dat primăria. Corect. Lucrurile, din punctul meu de vedere, din acest punct de vedere, se îndreaptă spre o direcție normală. Dar în momentul în care mediul privat, ca nevoie, știu eu, de business sau așa mai departe, va prelua astfel de activități și organizarea unor astfel de activități, lucrurile vor merge într-o direcție, să spunem,
măcar normală, dacă nu altfel. În rest, atât timp cât sucevenii, oaspeții noștri din alte localități care au venit în Suceava, au avut posibilitatea să se distreze așa cum au vrut, foarte bine. Eu am trecut pe lângă cele două locații și sâmbătă și duminică. Vreau să spun că lumea a avut de ales. Cine a vrut să rămână acolo, a putut să rămâne acolo. Nu au fost alte, tot felul de alte, știu eu, metode de divertisment, de entertainment, nu? Da, așa. Da. Cinemaul a fost plin în aceeași perioadă, deci nu, să spunem, nu s-au concurat unii pe alții, ci doar au oferit soluții mai multe tuturor celor care erau la un moment dat în Suceava și chiar aveau nevoie de, mai ales că era foarte cald afară, lumea a ieșit din casă, a simțit nevoia să iasă din casă și de această dată, în multe situații, oamenii au rămas chiar în Suceava pentru că au avut chiar ce alege, unde să meargă. Foarte adevărat, era pe principiu oricăcă, oriunde te-ai fi dus, era divertisment. Și într-adevăr, poate ar fi justificat sau poate este justificat ca zona privată să se implice acolo și se implice chiar foarte bine, pentru că în prima, să spunem, acolo unde s-au sărbătorit zilele Sucevei oficial și au fost doi parteneri, a fost primăria în parteneriat cu cei de la Iulius Moș și au făcut această manifestare. În cealaltă parte a fost doar zona privată, doar inițiativa privată a celor de la Shopping City care au zis, hai să facem și noi ceva. Să facem și noi ceva care să, nu știu, să fie acolo. Că până la urmă vorbim despre ce? Vorbim despre manifestare. Așteptate de altfel, pentru că am văzut foarte multă lume prezentă acolo. Foarte multă lume prezentă la concerte și au fost Lidia Buble sau eu știu Ion Paladi, cel care a cântat cu Bot Gros și care s-a lansat cu Bot Gros, că e o întreagă poveste. Și nu numai, cei de la Arcano au fost la Shopping City, în partea cealaltă la fel, Cargo, adică cum să spun, știi? Lumea a avut de ales, a spus, băi, hai să vedem că putem și într-o parte și în cealaltă să ne simțim bine, hai să vedem unde o să ne fie mai bine. Că vorbim de foarte multe lucruri. Nu... Calitate, servicii... Și să nu uităm un lucru... Suceava devine oraș universitar. Deja trebuie să ofere tot felul de posibilități de dacă nu de distracție, măcar de petrecerea timpului liber pentru toți acești tineri care vin în Suceava la studii. Suceava trebuie să se ridice inclusiv din acest punct de vedere la nivelul marilor orașe. Corect. Ale țării. Da, iar dacă se găsește această soluție între mediul privat și administrația municipiului de a organiza tot felul de evenimente, cu atât mai bine. Am înțeles că și la, știu eu, trupa de teatru a Sucevei se încheagă ușor, clar, ușor, ne amenință cu primele reprezentații. Este foarte bine. Ușor, ușor, Suceava trebuie să iasă din zona aceasta îmbătrânită. Suceava este cunoscută peste tot ca o localitate îmbătrânită, unde nu se întâmplă lucruri. Și statică, unde nu se întâmplă mai nimic, da. Dar, repet, vorbim deja despre un oraș universitar, unde densitatea, să spunem, tinerilor pe metru pătrat este în continuă creștere și este, corect, păcat să nu exploatăm aceste energii care într-un fel sau altul pot să se manifeste în Suceava și pot da plus valoare Sucevei, de fapt. Discutam la un moment dat cu edilul Sucevei și erau proiecții de viitor și spunea ceva de genul că dacă s-au făcut în zona de investiții, nu știu, în infrastructură și se lucrează în continuare și se fac tot felul de lucruri, spunea mandatul pe care l-am acum, clar trebuie să fie un mandat al ofertei pentru tineri. Și aici se spunea, nu știu, la spații, pentru recreere, pentru divertisment, pentru sport, pentru tot ce înseamnă activitate, să spunem, activitate recreativă până la urmă, pentru că și așa ceva este foarte așteptat. Avem nevoie de zone de acest gen în Suceava și e bine că la nivel de, știi cum, și gândeam, la nivel de decizie până la urmă, lucrurile stau, adică au fost înțelese, de genul, avem nevoie, bun, de așa ceva. A fost clar și exprimarea foarte clară a votului din 5 iunie, care, un vot care, la care tinerii nu au participat, să spunem, și asta pe motivat de nemulțumiri, pentru că sunt nemulțumiți de foarte multe lucruri, inclusiv de această ofertă, să spunem, în zona de recreare. În această etapă a existenței noastre, rolul unei administrații este esențial, măcar în construcția, știu eu, tuturor zonelor care se poată asigura nevoile de divertisment, de petrecerea timpului liber.
este greu de crezut că în această perioadă din zona privată se va putea construi, spre exemplu, o sală de sport, o sală polivalentă. Este greu de crezut că din zona privată cineva va putea construi o piscină care se ridice la nivelul pretențiilor actuale în domeniu. De aceea este rolul primăriei, ca în majoritatea localităților din lumea asta, nu doar din România, unde primăria trebuie să-și asume acest rol de a construi și de a întreține astfel de zone, care în final dau, cum spuneau, plus valoare localității, dau posibilitatea tuturor celor din aceste localități măcar să crească sănătos, dacă nu, să dezvolte activități în această zonă. Dacă și la nivelul primăriei s-a înțeles acest lucru, au fost etape mai grele în care nu fiecare localitate trebuie să se gândească mai întâi cum asigură confortul minim al cetățenilor. Vorbim aici de apă, canal și așa mai departe, accesul la energia termică. După ce rețeaua de străzi, după ce rezolvi aceste probleme care sunt de zi cu zi, poți să pui pe hârtie și să te îndrepți spre proiecte de acest tip. De altfel, în campaniile electorale, încă mai aștept, în campania electorală l-am auzit pe domnul primar, sau unul dintre proiectele primarului a fost în legătură cu o sală de sport polivalentă, care să asigure măcar nevoile minime ale sportivilor, sporturilor de echipă, care ar avea unde să se antreneze, pe de o parte, pe de altă parte ar fi o zonă unde și spectatorii ar primi ceea ce au nevoie. O tribună amenajată care să le permite să participe la un spectacol sportiv și nu numai, pentru că o sală de sport polivalentă poate fi gazdă pentru diverse alte evenimente, nu doar pentru evenimente sportive. Ori construirea unui asemenea edificiu la Suceava este mai mult decât necesar. Nu știu dacă mai sunt 5 reședințe de județ în țara asta care să nu aibă o asemenea locație. Printre ele suntem și noi, dar probabil că vom avea. Și motivat de ce discutam noi acum cu povestea asta, cu divertismentul, cu ce trebuie făcut și când trebuie făcut și mai ales de ce trebuie făcut. Pe motiv de forță majoră, spune Monitorul în pagina 10, festivitățile de zilele humorului amânate de Consiliul Local până la o dată neprecizată, dar nu mai mult de 60 de zile. Zilele humorului trebuia să fie la începutul lunii iulie, din ce știu eu. Numai că inundațiile din perioada 17-20 iunie au încurcat planurile, să spunem, celor de acolo, a edilului și a Consiliului Local. Primăria a achitat avansul pentru o parte dintre artiști invitați la manifestări. Pentru amânare a fost invocată forța majoră, clauză prevăzută în contract. Trebuiau să fie acolo de zilele humorului Delia, Loredana și Agurida, Fuego și Voltaj, chiar niște nume vreau să spun. Probabil că lucrurile însă ei totuși vor ajunge la gura humorului, spune Ursaciuc. Pagubele la infrastructură depășesc 60 de miliarde de lei vechi. Nu au fost clădiri afectate structural, ci doar mâl și aluviuni. Vrem să reparăm ce s-a distrus, să aducem la starea inițială, mai spune Marius Ursaciuc. Nu au fost, spuneam, clădiri afectate structural. Din 126 de pensiuni au fost afectate doar 2, iar la baza de agrement, piscina exterioară este funcțională și într-o săptămână va fi redeschisă și cea interioară. Prin urmare, autoritățile locale, e vorba de Marius Ursaciuc și Consiliul Local, și, bineînțeles, funcționarii primăriei speră ca turiștii să vină în continuare fără probleme în vacanță, în zonă. La fel, tot acolo a fost amânată și Festivalul Național de Caricatură și Literatură Umoristică, Umor la gura humorului. Vremea, cum spuneam, și-a decalat, dar se mișcă. Ceea ce e de remarcat este că lumea se mișcă într-o continuă mișcare. Treaba administrației de acolo, organizatorii tuturor evenimentelor, care până acum au atras multă lume la humor. De fiecare dată zilele humorului au reprezentat o atracție. De altfel, a fost poate printre primele localități care au organizat cu succes astfel de evenimente. Acum se află într-o situație dificilă. Trebuie să gestioneze această situație corespunzător. Și dacă ar organiza aceste zile acum, ce ar putea să le ofere vizitatorilor, oaspeților? Doar tot felul de imagini post, inundații.
Este bine că oamenii de acolo sunt optimiști, au capacitatea de a se organiza și de a acționa astfel încât să-și rezolve problemele de acolo. Și la fel și la Humor, nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru în ultimii 8 ani, să spun, mai ales spre zona aia de Voroneț. Și când spuneam că simt nevoia unor planuri, a unor proiecte clare pentru protecția la astfel de situații, mă refeream în special în această perioadă la Humor și la zona Voroneț, pentru că acolo au fost făcute investiții serioase. Să nu uităm, probleme mari au fost în zona Pârtiei. Probabil proiectanții la un moment dat ar fi trebuit să ia în calcul că la un număr de ani în acea zonă nu va ploua mai tare și torenții de pe versant vor ajunge pe undeva. Poate ar fi fost necesare niște lucrări. Eu întotdeauna le dau exemplu celor care îmi spun așa, vai, este natura și nu poți face absolut nimic. Eu am spus, eu am copilărit, m-am născut și am copilărit la Straja, unde este o cale ferată construită pe la 1800 și ceva în perioada austro-ungară. O cale ferată care este la baza muntelui. Deci toți torenții de pe munte sunt captați, erau captați în tot felul de sisteme de acestea și făcute natural, fără mari complicații. Și treceau pe sub calea ferată. Vreau să spun că calea ferată a fost ruptă de apele râului Suceava venite din partea cealaltă. Pentru că nu au făcut diguri, dar nu de torenți. Da, lucruri simple făcute de niște oameni la 1800 din piatră de râu. Da, cunoscând zona fără absolut nicio problemă și acum, dacă veți merge pe jos, este o zonă extrem de frumoasă, între Gura Purnei, încolo Straja, Falcău. Da, veți vedea, este muntele, calea ferată, râul Suceava. Niciodată, dar absolut niciodată, calea ferată nu a avut probleme din cauza torenților. Pentru că cineva, atunci la proiectare, când au construit-o, a luat... A greșit și a făcut bine. Da, în calcul că plouă. Da, asta este, plouă în România și la un moment dat poate ploua mai mult și vin torenți. Poate și la Humor, cei care au plătit bani foarte mulți pentru amenajarea acestei pârtii, vor trage de mânecuță proiectantul și îl vor întreba, dar ce ați făcut în această zonă? Pentru că toate aceste ape trebuiau captate, puteau fi captate și conduse în altă parte, da? Nu e mare lucru în ingineria de astăzi, dar lucrurile trebuie făcute ca lumea. Și din acest punct de vedere simt nevoia implicării mai cu responsabilitate, spun, din partea autorităților statului, care au această menire, care au această obligație mai degrabă de a ne proteja pe noi, pe cei care plătim taxe și impozite. Poate cei de la disciplina în construcții la un moment dat vor trebui să vadă dacă au fost respectate întru totul toate normele, știu eu, în vigoare din acest punct de vedere. Clar, pe zona aia Voronețului a construit fiecare cum a vrut. Nu a avut nicio legătură cu, știu eu, siguranța la inundații. Dezvoltare urbanistică, da, sălbatică, să-i spunem așa, știi? Și într-adevăr, acolo am văzut și intervenția părintelui Pimen, care la un moment dat a tras atenția cu privire la siguranța mănăstirii Voroneț. Și acolo sunt probleme foarte mari, pentru că s-a construit până în buza mănăstirii. Dar asta este, cineva trebuie să-și asume la un moment dat responsabilitatea de a crea măcar un moment zero de la care lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Pentru că altfel apar astfel de situații și cheltuielile pe care, spre exemplu, le are Humor acum și pierderile pe care le are prin amânarea zilelor localității, erau sume care se puteau face aceste lucrări și să nu mai ai probleme acum. Da, și tot pe acest fond vreau să vă spun, dacă ieri de dimineață discutam despre codul galben pe care îl dădeau cei de la Meteo, de la Agenția Națională de Meteorologie, valabil de luni, de ieri, de la ora 10 până astăzi, la ora 10,
Codul galben s-a prelungit și suntem și noi în această zonă. De astăzi, de la ora 10 până mâine seară, la orele 22, suntem sub incidența codului galben. În intervalul menționat, în zone montane, spun specialiștii, precum și în Moldova, Muntenia Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvania și a Marea Mureșului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse frecvente, descărcări electrice, intensificări de vânt ce vor lua și aspect de vijelie și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 60-70 de litri pe metru pătrat, cu pregătire în zona Carpaților meridional și oriental. De spuneam, cod galben în continuare, începând sau mă rog, se termină astăzi la 10 un cod galben și intrăm în alt cod galben de astăzi la ora 10 până mâine seară la orele 22. Din păcate, așa sunt vremurile, asta este vremea răcoroasă. Vor mai reveni mai pe săptămâna viitoare sau mă rog, chiar pe sfârșit de săptămână curentă vor reveni temperaturile într-o zonă, hai să-i spună, cât de cât relativ bună, 26-27 de grade maxima. Mâine la fel răcoare undeva pe la 23-24, astăzi spuneam 22. Pe 3 iulie, adică duminică, dacă toți suntem la până a intra în publicitate, să e un eveniment foarte interesant la Suceava. Afișul este unul foarte sugestiv, trebuie să recunosc, și foarte atractiv, așa. Se vorbește despre skirt, skirt, cum vreți dumneavoastră, habar n-am să-i spun, skirt bike, parada fetelor pe bicicletă, duminică, prin Suceava. Adică prin municipiul Suceava, duminică 3 iulie. Spuneam, afișul este mai mult decât sugestiv. Da? Sucevencele, spune presa, pot să participe duminică 3 iulie de la ora 16:30 la această paradă, ediția 1, Skirt Bike Suceava, purtând ținute cochete, rochi, fuste, ținute elegante, pline de feminitate. Biciclistele sunt așteptate să participe duminică la paradă, un eveniment care își propune să le dea femeilor curajul de a pedala în oraș și de a se exprima în stilul lor unic și, bineînțeles, cochet. Parada are și un traseu, evident, și se va desfășura pe traseul. Casa de Cultura Sindicatelor Suceava, e vorba de Esplanadă, Bulevardul 1 Mai, Bulevardul George Enescu, strada Mărăș, strada Mihai Eminescu, Oscar Wilde, Irish Pub, acolo se va termina, adică tot pe Esplanadă până la urmă, dar un pic mai în lateral, așa. Adică face un fel de cerc, doamnele care vor participa, spuneam cum? Ținute elegante, pline de feminitate, cochete, rochi, fuste și așa mai departe. Sunt și niște, din ce ne-au spus organizatorii, evenimentul va fi realizat cu ajutorul sponsorilor, așa, pe care noi, parteneri la pedale, Asociația Județeană Sportul pentru Toți, parteneri media, Discover, monitorul și așa mai departe. Deci, o inițiativă interesantă, spuneam, duminică 16:30 trecute fix, Casa de Cultură, doamnele, duminică 3 iulie, doamnele sunt invitate să pedaleze pe bicicletă prin Suceava, spuneam, în ținută, cum spune aici, adică eu, ținute cochete, rochi, fuste, ținute elegante, pline de feminitate. Bine că ați precizat și traseul pentru această eșeală pe bicicletă, pentru că înainte de a spune, mă gândeam, oare unde vor merge aceste femei cu bicicleta? Pe pistele de biciclete din Suceava? Dar traseul propus este unul care să le dea confortul soților, în sensul că vor merge la o ieșeală fetele cu bicicletele, dar vor veni în siguranță acasă. Nu trebuie să vă faceți... Mai ales că este ceva organizat, da. Și fiind organizat deja, când vorbim de securitate, siguranță, lucrurile sunt în regulă. E deja și 50 trecute fix, luăm un pic de publicitate. Nu înainte de a vă spune că euro este cotat astăzi la 4,51-52, dolar american la 4,09-24, cel puțin asta ne spune, evident, Isărescu de la Banca României. Publicitate, revenim.